Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, prin care vorbește despre pașii foarte importanți pe care PSD îi realizează pentru a veni în sprijinul cetățenilor, atât în ceea ce privește interesele fermierilor, sancțiunilor impuse Rusiei ca urmare a conflictului din Ucraina, cât și despre suplimentarea fondurilor pentru programul Angel Saligny. Urmând modelul de salarizare aplicat în sectorul construcțiilor, PSD a propus creșterea veniturilor și acordarea de beneficii și în agricultură. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare referitor la acest subiect. Acordarea beneficiilor în domeniul agriculturii se va face astfel. Majorarea salariului minim brut de la 2550 de lei la 3000 de lei, scutirea de la plata impozitului pe venit, scutirea de la plata contribuției pentru sănătate, reducerea contribuției pentru pensie de la 25% la 21,5%, reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă de la 2,75% la 0,27%. Aceste măsuri se vor aplica tuturor salariaților din firmele care au cel puțin 80% din cifra de afaceri în domeniul agriculturii și industriei alimentare, a transmis deputatul PSD Mehedinți. Acesta a făcut referire și la suplimentarea fondurilor pentru programul Angel Saligny. Totodată, am decis suplimentarea fondurilor pentru programul Angel Saligny cu 15,5 miliarde de lei care vor fi folosiți pentru construcția și modernizarea drumurilor și extinderea rețelei de gaze. Programul Angel Saligny ajunge astfel să totalizeze 65,5 miliarde de lei, menite să atenueze crizele actuale și să ajute comunitățile din întreaga țară, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți. Cu privire la sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din Ucraina, deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu consideră că acestea sunt perfect justificate și au ca scop stoparea alimentării financiare a mașinăriei de război. Însă, la fel de justificată este și acțiunea în instanță ATMK împotriva ANAF, care trebuie să revină asupra deciziei de a bloca conturile TMK.